Oșan este partener principal al turului României și m-a inspirat să urmăresc din punct de vedere gastronomic parcursul cicliștilor. Etapa de azi pornește din Târgu Mureș, așa că o să gustăm ceva extrem de tradițional, și anume lucicoș și nu lucicoș. Lucicoș, nu lucicoș. Așa se pronunță corect, că nu e mâncare de lucii, ci vine de la maghiare din Ardeal. Deși e un fel de supă, varza abia trebuie să se miște în lichid, cam ca noi în traficul de dimineață. Deci să se lovească de bucățile bune de carne. Asta e varianta mea, că sunt din Brăila Nouă. Morcovii și ceapa se rad. Varza se taie grosier. Carnea nu se spală. Se taie bucăți mari, se pune într-o oală împreună cu afumătura, ceapa și morcovii și se lasă la foc mic să se perpelească în suc propriu. După ce s-au rumenit un pic, se adaugă cam un litru jumate de apă și se lasă să fiarbă până este cât de cât fragedă. Să spumați bine! După ce a fiert, adăugați o legătură întreagă de mărar și restul condimentelor, mai puțin chimenul, pe el îl prăjiți un pic în tigaie înainte să-l adăugați în supă. Potriviți gustul. Apoi vine varza. Ea trebuie să-și păstreze textura, deci nu o dezintegrați prin fierbere. Lichidul trebuie să fie dens. Dacă nu e, asta e. Puteți să adăugați un pic de mălai, nu făină. La final, scoateți legătura de mărar, presărați mărar proaspăt tocat și piper râșnit. Merge cu un pic de smântână, plus o linguriță pentru întins pe pâine cu sare la desert. Așa că dați-i pe deală și să vă fie de bine.